Continuăm învățătura din cuvântul citit astăzi din Matei, capitolul 4. Vorbind despre hrana omului duhovnicesc, și fratele Doru a acoperit destul de complet modul în care trebuie să ne hrănim sufletele din cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să abordez o altă dimensiune a hrănirii spirituale a sufletului, un pericol extrem de mare care ne paște pe noi cei care luăm această primă parte a învățăturii și dorim să ne hrănim sufletele din cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că diavolul nu se oprește la a ne descuraja să ne apropiem de Scripturi. Vă rog să observați că din proprie inițiativă el vine la Domnul Iisus Hristos cu Scripturile. Dacă citim și Marcu și Evanghelia după Luca, aceeași întâmplare a ispitirii Domnului Iisus Hristos în pustie, vom vedea ceva foarte semnificativ. Mai întâi, Satana a venit acum la sfârșitul acestei perioade de 40 de zile de post și rugăciune cu cel mai puternic arsenal al lui. L-a atacat pe Domnul Iisus Hristos în punctele cele mai nevralgice, dar l-a ispitit 40 de zile în continuu. 40 de zile l-a ispitit, așa spune în Evanghelia după Luca. La sfârșitul acestor 40 de zile în care Satana l-a ispitit mereu și mereu în pustiu, unde Domnul s-a dus plin de Duhul Sfânt, a flămânzit și atunci a venit Satana cu aceste ultime 3 atacuri. Vedeți, chiar dacă ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu și suntem tari, și Domnul Iisus Hristos nu numai că se hrănea din cuvântul lui Dumnezeu, era cuvântul lui Dumnezeu. Pericolul este să ne hrănim cu o hrană otrăvită. În foarte multe biserici se predică o travă pentru suflete. Și milioane de creștini se hrănesc cu o travă și cu nădejdi înșelătoare. Spunea apostolul Pavel lui Timotei, împarte drept cuvântul adevărului. Va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă. Există o hrană sănătoasă și există o hrană otrăvită. Acum, trebuie să înțelegem că ispitele sunt îngăduite de Dumnezeu ca încercare, ca test pentru viața noastră. Dacă Dumnezeu nu i-ar da voie diavolului, diavolul nu ne-ar putea ispiti, nu ne-ar putea lovi în niciun fel. Dacă urmăriți textul acesta, sunt câteva pronunțări care aproape ți-e greu să le rostești. Sună a blasfemie. Avem de-a face aici cu Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. Și prima dată, mi se pare foarte sublim, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu. Dar ca să fie ispitit de diavolul și acum, ispititorul s-a apropiat de el.
crunt, nu? Mai mult. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate. L-a pus pe strășina templului. Și pe urmă diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii. Cum este posibil? Fiul lui Dumnezeu la îndemâna vrăjmașului lui Dumnezeu să-l ducă, să-l poarte, să-l așeze, să-l pună. De aceea a fost dus acolo de Duhul să fie ispitit de diavolul în toate felurile, dar la sfârșitul celor 40 de zile, cele mai perfide atacuri, pentru că sunt atacuri pe care diavolul le împachetează în scripturi, scoase din context. Iată de ce apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, ia aminte la citire. Și apoi Petru spunea, nicio scriptură a lui Dumnezeu nu se tălmăcește singură. Dragii mei, cercetarea scripturilor trebuie să fie, așa cum auzeam mai devreme, sub călăuzirea Duhului Sfânt și dintr-o inimă curată, nu cu preconcepții pe care vrem să ni le justificăm. Ia să vedem dacă nu cumva Biblia îmi dă dreptate. Să fac cu tare lucru. Ispitele sunt îngăduite de Dumnezeu ca încercări. Ispitele vin în momentele cele mai vulnerabile. Când de 40 de zile, spune Marcu și Luca, stătea între fiarele sălbatice. Și acum un lucru foarte interesant. Natura noastră umană este folosită împotriva noastră. De fapt, sunt trei mari ispite aici. Este mai întâi ispita pâinii. Ce nu face omul? Ce nu e în stare să facă pentru posesiunile acestea materiale, pentru hrană, dacă e vorba de pâine? Pentru ca să-și acopere lipsurile și nevoile. Apoi ispita popularității. Să se arunce jos, să se vadă o mare minune, să iasă în evidență, să devină popular. Și apoi ispita puterii și a plăcerilor. Toate aceste lucruri ți le voi da ție în Evanghelia după Luca. Diavolul îi spune, eu sunt stăpânul acestor lucruri și le dau cui vreau eu. Fac o paranteză. Vă uitați la unii oameni foarte celebri care au mare popularitate? Vă uitați la mulți oameni celebri, mulți tineri sunt captivați de actoria lor, de muzica lor, de dansurile lor, de performanțele lor. Frați și surori, nimeni din lumea aceasta nu obține nicio fărâmă de popularitate lumească și de apreciere fără să-i o dea Satana. Celebritățile acestea, popularitatea lor, succesul lor, este o afacere demonică. A avut dreptate Satana. Toate acestea sunt ale mele, le dau cui voiesc. În schimbul închinării. Și se închină sărmanii oameni Satanei pentru ca să primească popularitate și relevanță. Și diavolul folosește propria noastră natură umană împotriva noastră. În natura noastră umană sunt cârlige pe care diavolul le agață.
Spune Biblia că a flămânzit. Spune Biblia că a fost botezat la Iordan și umplut cu Duhul Sfânt, dar acum era în pustie printre fiare sălbatice, nebăgat în seamă, fără să întrebe nimeni de el. Spune Biblia că la împlinirea vremii a venit să împlinească planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Și încă nu rostise nicio predică. Sunt trei scopuri pe care le are diavolul atunci când ne ispitește și când ne atacă, așa cum l-a atacat pe Domnul Iisus. Primele două le-a menționat fratele Doru, să ne îndoim de identitatea noastră, să punem la îndoială calitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, iarăși. Apoi să ne îndoim de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Aruncă-te și închină-te. Ia-o pe scurtătură. Pentru că se pare că Dumnezeu de 30 de ani n-a făcut mare lucru. Însă există o a treia cursă periculoasă, să răstălmăcim scripturile în favoarea firii pământești. Și acum aș dori să vă vorbesc despre trei teologii ale zilelor noastre, trei teologii corespondente, curse care atacă creștinismul de astăzi și îl leagă în lanțurile grele ale firii pământești. Sunt în acest text. Când am recitit pasajul acesta, dintr-o dată am rămas șocat, am spus, uite, Domnule, că diavolul de acum 2000 de ani e același și astăzi. Noi zicem că Iisus Hristos este același, era și în veci și este mărit să fie în numele Lui. Dar să știți că și diavolul face exact aceleași lucruri pe care le făcea acum 2000 de ani. Atacă cu aceleași arme. Ei, puțin altfel vopsite. Dar același substrat periculos, nociv, otrăvitor pentru suflet. Și prima teologie demonică, învățătură greșită despre Dumnezeu, falsă, a vremurilor noastre, care corespunde ispitirii Domnului Iisus Hristos, este teologia prosperității. Teologia prosperității spune că dacă ești copilul lui Dumnezeu cu adevărat, dacă ești pocăit cu adevărat, nu trebuie să-ți fie foame, nu trebuie să fii bolnav, nu trebuie să fii obosit, trebuie toate lucrurile să-ți meargă perfect. Dragii mei, teologia prosperității gâdilă carnea. Vă rog să vă uitați la mari bărbați ai Scripturilor. Că mulți spun, zicea un înțelept într-o carte, că Solomon și David au fost bogați și că și noi trebuie să fim. Ce nu spun acești filozofi, că mi-e greu să le zic teologi, nu spun că David nu s-a putut bucura deloc de bogăția lui, iar Solomon a considerat-o deșertăciune a deșertăciunilor. Asta a fost concluzia experienței de viață a înțeleptului Solomon cu bogăția. Când te-ai întors la Dumnezeu, tu nu trăiești pe pământul ăsta ca să fii prosper. Dacă Dumnezeu te binecuvintează, am vorbit duminica trecută, dă-i slavă Domnului și fă-i și pe alții să se bucure. Dar niciun om nu trebuie să devină obsedat
Că acum mă rog pentru voi și vă dă Dumnezeu idei de milioane de dolari. Rușine să le fie. Mă întreb, de ce nu le dă Dumnezeu călăuzirea Duhului să ne învețe cum să ne pocăim și cum să ne întoarcem și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Gândiți-vă cum se simte Dumnezeu, Creatorul nostru. Că de multe ori îi spunem că venim la biserică, îi spunem că ne rugăm și că citim scripturile și că ne ferim de păcate grele doar pentru că vrem ca să ne binecuvinteze material. Acesta este profitorism. Dumnezeu se simte uzat în favoarea firii noastre pământești? Nu, dragii mei, nu fiecare boală este o pedeapsă și un blestem. Nu fiecare lipsă este o pedeapsă și un blestem. Teologia prosperității răstălmăcește scripturile care vorbesc de binecuvântările lui Dumnezeu în favoarea acestei obsesii a materialismului firii pământești. În momentul în care omul e dezolat și vine și se roagă, vă spun cum se roagă firea pământească: Doamne, sunt pocăit din pruncie, Te-am slujit toată viața, M-am ferit de lucruri rele, de ce sunt lipsit? De ce n-am mai mult? Domnul Iisus Hristos spunea, dacă aveți ce mânca și ce îmbrăca, vă este îndeajuns. Iubiții mei, ceea ce face diavolul aici, vine la Domnul Iisus Hristos și îi spune, asigurarea pâinii, popularitate, putere, posesiuni și plăceri. Pentru asta se merită să trăiești. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce cu spatele la toate. În această goană, în acest iureș al vieții pământești, vor apărea și în calea săracului și în calea bogatului situații în care loialitatea lui față de Dumnezeu este testată, este încercată. I se va spune că se poate și pe scurtătură pentru a obține niște foloase și niște avantaje. I se va spune să se mândrească sau să urască și să judece. Și atât săracul cât și bogatul, de același cârlig al materialismului, poate fi agățat și să cadă în această cursă otrăvitoare a teologiei prosperității. Dragii mei, soluția teologică pentru această cursă, învățătură străină, e ce spunea Pavel. M-am deprins și știu să trăiesc în toate situațiile. Când roata vieții mă învârte și mă duce sus în belșug și când mă coboară în adâncul lipsurilor și a sărăciei. Când sunt bolnav, când sunt sănătos, când sunt sărac, când sunt disprețuit, când sunt apreciat, nu contează unde ajung pe gradația aceasta a roții vieții. Pot totul în Hristos care mă întărește. Apoi, o a doua teologie periculoasă a vremurilor noastre este teologia siguranței necondiționate a mântuirii. Odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna, nu contează ce faci. Și vă rog să-l observați pe diavolul, cum îl ia pe Domnul Iisus Hristos, îl suie pe strașina templului și îi spune, aruncă-te,
Cazi. Cazi. Pentru că este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe piatră. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Și vreau să vă spun că la urechea multor oameni șoptește Satana: aruncă-te jos în mocierlă, aruncă-te jos în păcat. Nu contează cum trăiești, tu ești mântuit și tu nu-ți poți pierde mântuirea. Dumnezeu va face tot posibilul și indiferent pe unde îți calcă pașii, mântuirea ta este sigură, este necondiționată și este eternă, este veșnică. N-ai cum să o pierzi. Asta le spune diavolul. Acum, frați și surori, dacă a trăit cineva pe pământul ăsta cu 100% siguranța că e Fiul lui Dumnezeu și mai mult că e Dumnezeu, acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus chiar se putea arunca de pe strașina templului și să nu pățească nimic. Dar ca să ne dea lecția că în mântuire nu trăiești cum vrei și că nu faci ce vrei și că îți poți pune în pericol viața spirituală dacă nu respecti Scriptura care zice să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, dacă nu ești veghetor, te pierzi. Ascultați, ori de câte ori întindem coarda pe marginea prăpastiei fără de legi și ne permitem indulgențe în favoarea firii pământești, este ca și când îi băgăm degetele în ochii lui Dumnezeu. Știți că puteți să îi băgați degetele în ochi Domnului? Zice Biblia că cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui. Sunt mai multe feluri în care poți să-i bași degetele în ochi lui Dumnezeu. Unul din felurile acestea este când îi sfidezi sfințenia. Pentru că prea ai băgat degetele în ochi, crezând că dacă te arunci, nu o să se întâmple nimic, pentru că mântuirea este necondiționată. Cuvântul Domnului și Apostolul Pavel de nenumărate ori vorbește despre oameni care s-au pierdut, care au căzut din credință. Căderea din credință e o problemă reală a creștinismului de astăzi și teologia siguranței necondiționate a mântuirii este o minciună satanică care îi păcălește pe mulți credincioși și îi învață că se pot juca cu păcatul și nu se întâmplă nimic. Ba, se întâmplă. Mântuirea e sigură în sensul că atâta vreme cât stăm în brațele Domnului, nimeni nu ne poate smulge de acolo, mărit să fie El. Dar când îți iei vacanță și te dai jos din brațele Domnului și ieși de sub umbrela binecuvântării sale, și ieși de sub umbrela binecuvântării sale, când ieși din perimetrul pe care l-a hotărât Dumnezeu, moralității noastre, eticii noastre, perimetrul acesta al sfințeniei lui Dumnezeu, ne batem joc de Dumnezeu și Biblia spune, călcăm în picioare sângele legământului, mai prețios decât sângele lui Abel. Și vrem să-L răstignim a doua oară pe Hristos, Biblia spune, imposibil, pentru aceștia care păcătuiesc cu voia. Ia să vedem cât îmi pot permite cu Dumnezeu. Biblia spune că nu rămâne decât o așteptare înfricoșată a dreptei judecății a lui Dumnezeu. A treia teologie gravă, periculoasă, cursă satanică a vremurilor acestora, este teologia îndumnezeirii. Teologia îndumnezeirii este o teologie foarte periculoasă pentru că îl învață pe om că el are puteri divine.
puteri supranaturale în sine și că le poate administra așa cum vrea el. A atins fratele Doru această problemă atunci când vorbea despre Domnul Iisus Hristos plin de Duhul Sfânt, mergând în pustie și acum dintr-o dată spune la o piatră și se face pâine, sare de pe streașină și aterizează cu încetinitorul. Dragii mei, cuvântul Logos, cuvântul Creator, Dumnezeu niciodată nu ni l-a dat nouă. Noi nu suntem mici Dumnezei în lumea asta, care pocnim din degete în stânga și în dreapta și schimbăm împrejurările, ne jucăm de-a Creatul. Eu mă îngrozesc atunci când văd oameni care cu multă dezinvoltură proclamă, rostesc. Și cam nu se întâmplă ce rostesc și ce proclamă. Știți de ce? Cuvântul nostru are putere doar atunci când se suprapune cu cuvântul lui Dumnezeu, când este identic cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu ne putem permite exhibiții. Ia să facem minunea cu tare, ia să facem lucru cu tare, fără o călăuzire specifică din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea ne-a fost dat Duhul Sfânt și călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că atunci când Dumnezeu rostește vindecare, să rostim și noi vindecare. Când Dumnezeu rostește înviere, să rostim și noi înviere. Că altfel pățim ca la o înmormântare, nu de mult, prin România, unde o zi întreagă au prorocit că înviază. Și nu numai că n-a înviat, s-au făcut de râs. Credința noastră trebuie să aibă o bază. Nu poate fi o credință abur. Trebuie să aibă o temelie. Temelia credinței noastre este călăuzirea Duhului Sfânt. Iată de ce, frați și surori, trebuie să fim foarte atenți cu teologiile din ziua de astăzi. Sunt biserici unde spun că vine norul sfânt, cade praful sfânt pe umerii lor, aleargă, dansează, fac tumbe prin biserică, te îngrozești. Dezinvoltura aceasta este foarte periculoasă. Și aici Domnul Iisus Hristos spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău și Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să îi slujești. Vorbele astea sunt rostite de Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu, dar a venit să ne dea o lecție de supunere și spune cuvântul Domnului că n-a găsit un lucru ușor, să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci în toate lucrurile a fost ascultător și ascultător până la moarte. Dragii mei, în Ghețimani este marea lecție a ascultării de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, a știut Domnul Iisus Hristos că a venit să moară pentru păcatele omenirii? Da, a știut. A știut Domnul Iisus Hristos că va învia și se va întoarce la Tatăl? A știut că o spune. Zice, nu mă veți vedea, iarăși mă veți vedea. Și când va fi proslăvit Fiul omului. În grădina Ghețiman s-au întâmplat două lucruri. În primul rând, ca să știm că n-are păcat, când a văzut paharul plin cu păcate, s-a scârbit Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, nu mi-l trebuie. Dacă nu o făcea, păi nu putea să-l bea ca un om însetat. Că acolo nu erau numai cuiele, nu erau numai bicele, nu erau numai scuipăturile, nu erau numai insultele, erau toate păcatele noastre și sufletul lui pur.
ființa lui imaculată, trebuia să se încarce cu toate. Urâte erau. Dar s-a mai întâmplat încă un lucru. A spus, natura mea umană, natura mea pământească, trupul acesta de carne, ca orice trup omenesc, creat cu simțul de conservare, n-ar vrea să treacă pe la cruce. Dar eu aici am venit să împlinesc voia ta și să împlinesc până la capăt, pas cu pas. Și nu voia mea să se facă, ci voia ta. Dragii mei, de aceea orice gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos. Pentru că am primit natura dumnezeiască, atenție, la nivelul nașterii din nou, ca să putem să ne ferim de păcat și să biruim păcatul, nu să pocnim din degetele firii pământești, să se facă pietrele pâini și să facem exhibiții ca să le demonstrăm la alții cum îi trântim pe spate și cum facem figurație în public. Nu ca să facem spectacole interesante, nu! Și să aveți grijă, că Biblia spune că în vremurile din urmă puterea satanei se va arăta cu tot felul de semne și minuni mincinoase ca să înșele pe oameni. Să ne ajute Dumnezeu să stăm lângă Scripturi, să ne hrănim cu învățătura sănătoasă a Scripturilor, nu cu otrava oamenilor care încearcă să ne târască departe de adevăr. În lucruri închipuite, izvodire ale minții, care îi duc la pierzare pe cei ce le cred. Haideți să ne ridicăm în picioare în această dimineață, înțelegând că Domnul Iisus Hristos însuși, cuvântul întrupat, care nu știa Scriptura pe din afară, era Scriptura însăși. Diavolul și pe el a încercat să-l înșele cu Scriptura. Și fără să aibă vreo șansă să o facă. Cu atât mai mult să avem grijă, să luăm seama la citire, să luăm seama la trăire, să nu credem orice fără să cercetăm și fără să lăsăm ca toate celelalte scripturi să tălmăcească pe fiecare în parte, că altfel ne vom lua, spune Biblia, ah, ce cuvânt greu, după învățăturile dracilor. Să ne luăm numai după învățătura Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm cu toții.